O poveste de viață atât de reală încât uiți unde ești. Tocmai ați văzut-o pe Antoaneta Cojocaru mai devreme în imaginile acestea. Astfel caracterizează regizorul Chris Simion piesa Hell, pe care a pus-o în scenă la Teatrul Godot. Actorii din distribuție fac parte dintr-o generație a performanței care iese din tipare, o generație care gândește în afara cutiei. Ei sunt Antoaneta Cojocaru, aici în stânga mea, prima și pe care ați văzut-o în imagine. Lângă Antoaneta se află Ana Covalciuc. Să rămână Ana, era cât faci să-ți dau un mil, îți dau doar jumătate din mil. Dan Rădulescu în dreapta mea și Ela Ionescu, să rămână Ela în dreapta lui Dan Rădulescu, este iubita lui Dan. În această piesă, nu? Toată țara va fi iubită de această știre. Da, o să, da. Iubiților, o să încep cu voi, da? Ia. Așa, încep cu tine, Ela, apoi cu Dan. De fapt, puteți interveni oricând în discuție. Hell înseamnă și iadul sau, mă rog, infernul în limba engleză. Este și un joc de cuvinte, înțeleg, o să ni-l dezvăluie, o să ni-l dezlușească Antoaneta imediat. Hai să zicem și de concurs, într-adevăr, fraților, avem două invitații pentru câte două persoane, iată aici, 23 martie, ora 20, Teatru Godot, gratuități peste gratuități aici, la Dimineața de Știri. Cum se salvează, sau își salvează sufletul personajul Hell, rețineți, deci cum își salvează sufletul personajul Hell, prieteni, puteți răspunde pe facebook.com/dimineața de știri la Realitatea TV sau pe conturile noastre, Aneta Sunt Giorzan, Dorin Chioțea. Fiți atenți la discuție și veți afla cum își salvează și primiți două invitații. Dragilor, Ela și Dan, luați-vă și de mână că sunteți iubiți în piesă. Viața e o piesă, e o scenă până la urmă. Despre ce este vorba în Hell? Shakespeare a zis-o, da? Spune-ne, Ela. Am vrea să ascultăm. Despre ce este vorba în piesă? Despre ce este vorba în piesă? Ce învățăm din această piesă? A, ce învățăm? Asta sună așa foarte moralizator, da? Așa. Și, într-adevăr, piesa are o morală. Dar asta bănuiesc că este funcția spectatorului să-și tragă morala din piesa asta. Noi doar arătăm un fragment dintr-o lume, încercând să nu judecăm neapărat, sau mă rog, eu o lume de care, draga mea, că păreți foarte romantici aici în viața mea, dar ei bine, realitatea nu. Piesei realitatea este dură. Că în piesă el este un chelner arivist care își caută și traficant. Să nu rezumăm la atâta rolul meu. Este o evoluție foarte spectaculoasă care merită să fie urmărită. Într-adevăr, joc un traficant care e cumva, cum să zic, stă pentru latura negativă, adică e un personaj negativ și e un fel de contrapunct la povestea frumoasă care se întâmplă între Antoaneta și Mihai, care din păcate nu e aici cu noi. Și cred că ar trebui să ne spună câte ceva Antoaneta, pentru că noi suntem cumva, noi pendulăm în jurul ei. Satelit. Deci dacă ne spui, poate deci tu, Antoaneta este soarele care ne călăuzește în infern, înțeleg, dacă voi pendulați în jurul ei. Ea e Hell. Să zici așa. Domnișoara Hell. Yes. Așa. Zine că trebuie să aflăm și ți-ai salvat sufletul sau nu. Ieșim zguduiți de la piesa asta sau ieșim cu mai multe înțelesuri despre viața de zi cu zi? Rezumă-ne. Eu cred că da, pentru că, în primul rând, felul în care e jucată, adică e un realism extrem de puternic și extrem de pur, și absolut toată lumea a construit într-un adevăr, ceea ce e destul de rar. Și sigur că asta te face să te cutremură într-un fel. Apoi subiectul e destul de... ofertant. Da, și ofertant actoricește, dar pe de altă parte e destul de puternic în sensul că chiar e vorba de 5 copii de bani gata. Da? Și destul de actual. Și destul de actual, exact. Așa. Adică sunt personaje pe care le vedem pe toate posturile și pe toate canalele seară de seară. Și mi se pare foarte potrivit faptul că se joacă un spectacol care... pe toate posturile și pe toate canalele de mondeneală, că pe ăstea serioasă vedem numai arestați și pușcării. Poate și avem legătură și cu personajele astea. Deci e vorba de niște copii de bangata care își trăiesc viața din plin, profitând de toate plăcerile. Care nu se gândesc la nimic, da. De fapt, care nu știu câtă conștiință au sau... droguri, băutură, sex, exact, cluburi de fițe. Exact. Dar care totuși își pun niște probleme. Când, până la urmă, spectacolul despre asta e vorba. Da, încearcă care... să
trimită oamenii acasă cu niște semne de întrebare. Adică noi ne-am dat seama că și copiii ăștia aveau nevoie de dragoste, de exemplu, sau de un alt fel de atenție. În spatele sau de... oricărui teribilism este exact. Viață. Cumva e, și o nevoie de afecțiune poate. Și o nevoie... Da. Că există o formă poate exagerată, un urlet al lor de disperare, dar că vine și aia dintr-o nevoie. Sau cel puțin asta ne dorim noi să credem despre... Da. Cum ți-ai salvat sufletul, dragă Antoanetă? Prin teatru. El își salvează sufletul prin iubire. Adică are șansa la un moment dat să întâlnească un băiat cu care este extrem de compatibilă, sufletește și intelectual și mental și cu care formează un cuplu foarte puternic la un moment dat. Nu spunem care e finalul, că da. E trist. Dodo Alexandru și Cătălina Muntean au și răspuns pe Facebook. Nici nu ai terminat bine propoziția, dragă Hel, dragă Antoaneta. Au câștigat cele două invitații duble. Dudule și Cătălina, luați-vă fiecare iubitul respectiv, iubita sau prietenul, prietena, ce-ți vrea voi și aveți aceste invitații din partea noastră. O să ia legătura Ana Tet cu noi. O cronică excepțională în evenimentul zilei văd aici. Chiar m-a impresionat. Ia mai zine câte ceva, Dane, că ești mai serios. Eu am crezut că e comedie prima dată acest Hel, la cu câte râsete am început, dar... Începe ca o comedie, dar se termină un pic în altă notă și cred că e foarte bine că se întâmplă asta. Și am observat că multă lume care vine la spectacolul ăsta vine cu un anumit orizont de așteptări. Râdem, bem o bere, ne distrăm și de la un punct încolo, nu numai că le pierde râsul ăsta așa superficial, dar cred că se simt și oarecum vizați foarte personal în demersul ăsta al nostru. Adică sper că îi modificăm într-un sens productiv. Da, practic înțeleg eu ăla că se adresează, targetul țintă sunt părinții care își îndoapă copiii cu bani și cu fițe în loc de afecțiune și demnitate, na? Poate și fără voia lor acești părinți fac treaba asta. Da, fără să fie conștienți, nu știu dacă fără voia masă, lor, da? Fără fiind atenți la altceva, adică fiind mult mai atenți la altceva decât la copiii lor. Nu știu dacă ăsta e targetul spectacolului, ar fi frumos să vină părinți care să devină conștienți de toate nevoile copiilor lor. Dar poate chiar generația asta de copii cărora le lipsesc foarte multe lucruri, le lipsește foarte multă atenție și atunci simt nevoia să fugă în ceva, să aleagă, să facă niște alegeri poate greșite. Nu știu care e targetul. Cred că e ok pentru toată lumea de văzut. Ana, da. Simți că salvezi pe cineva după ce se termină spectacolul ăsta de fiecare dată, care se joacă cu sala arhiplină? De salvat, nu știu. E utopic să-ți propui chiar să salvezi pe cineva, dar sper că... Să conștientizezi. Poftim. Exact, exact. Sper că îi ajutăm puțin, îi punem pe gânduri, că îi ajutăm puțin să conștientizeze în ce lume se află și că e vorba de fapt de mult mai mult și că nevoile lor sunt mult mai mari față de consumerismul ăsta în care suntem aruncați cu toții. Sunt scene întregi în care fetele se bat pe branduri, pe în ce club să meargă, sau, dar de fapt e vorba despre altceva și cred că ăsta e scopul spectacolului și al nostru, să facem oamenii să se gândească că poate mai e și altceva. Antoaneta Cojocaru scrie evenimentul zilei, actrița Teatrului Bulandra reușește să te atingă undeva înăuntru, unde nu ți-ai imaginat niciodată că poți fi atins, spontaneitate, curaj, asumare, acceptare, conștiinciozitate și o seriozitate ieșită din comun sunt doar câteva dintre calitățile pe care actrița le drămuiește cu atenție la fiecare rol. Actrițo, Antoaneta, Regina Antoaneta. Așa. Așa. Ești regina piesei, înțeleg, alături de Mihai Smarandache, care lipsește de aici. Greu rolul? Greu să pătrunzi în pielea personajului? Da, e. În pielea lui Hel? E, pentru că nu e un rol comod deloc și e un rol care în general mă macină și înainte și după, dar am bucuria extraordinară să fiu pe scenă cu niște colegi și cu niște parteneri foarte puternici și foarte serioși. Aia, lăsați, pe care îi recomand și în alte spectacole. Și asta îmi face noi, ei, adică împreună cu Mihai Smarandache, care nu este aici, asta îmi face drumul mai ușor.
Ana, revin puțin la, la tine. Rolul tău care este acolo? Chloe este un personaj, așa, e prietena lui Hal, puțin mai săracă și a ta. Aspirantă la fiță? Aspirantă la statutul ei, de fapt. Da, e o fată care își dorește foarte mult să fie asimilată de lumea asta, deși e undeva la marginea ei. Și își caute și ea locușura. De fapt, își caute și ea dragostea. Am înțeles. Da. Cam ce vrea toată. Deci ne salvăm prin iubire. Asta ar fi mesajul. Da. Mai mult sau mai puțin conștient. Da. Ela Ionescu, tot din evenimentul zilei, mi-a plăcut cronica asta, mi-am însușit, pe care mi-a pus-o la dispoziție Ana, teatrologa, șefă a Realității TV. A văzut fata asta la piese de teatru, că cred că ar putea să și scenografieze sau regizeze câte ceva. Are deja la activ Ela Ionescu, prieten, câteva roluri pe scena Teatrului Bulandra, în care dăm măsura talentului său, printre acestea numărându-se Columbina din Arlecchino Moare și Mașa din Pescărușul. Sensibilă, Ela, se vede pe tine așa, sensibilitatea asta curge din tine, ne năvălește asupra noastră, năvălește asupra noastră. Te indignează, te resemnează, te deranjează invazia asta de ieftin din societatea românească? Eu cred că totuși are rostul pe lumea asta și cred că dacă s-a ajuns în punctul ăsta, s-a ajuns tocmai ca să conștientizăm niște lucruri. Și atunci nu cred că e, am mai spus asta, nu cred că e rolul nostru să judecăm. Cred că trebuie să încercăm să înțelegem cât mai mult și să avem grijă de noi. Dan Rădulescu. Da. Iubirea. Dă-mi o definiție, iubire, așa cum o vede personajul tău. Uită-te în ochii mei și dă definiția. Da? E bine că ai făcut precizarea asta, pentru că personajul meu înțelege cam ciudat lucrurile, din punctul meu de vedere. E un tip un pic mai pragmatic, care nu știu cât de mult crede în lucruri ca iubire sau ca sentimentele pure, ci mai degrabă... Asta e adevărul, ce să facem? Mai degrabă își propune să câștige mulți bani, indiferent de metodele pe care le folosește și indiferent de oamenii din jurul lui pe care îi folosește. Da. De asta, nu știu cât de sinceră este relația mea cu... Cu Ela. Ela ce crede? Nu cu Ela, nu cu personajul Ela, Elei. Cu Sibil. Cu Sibil. Zine Sibil. Sibil e despre dragostea asta, despre relația noastră. Ea cred că chiar îl iubește. Adică, cred că înțelege toată partea asta în care el are nevoie de bani și în care e doar pentru profit în relația asta, dar nevoia ei iarăși de să simtă ceva e atât de mare încât cumva preferă să nu vadă asta. Așa, și ca o concluzie, dragilor, hai să vedem. Cu ce iese telespectatorul din treaba asta? Cu ce iese spectatorul și respectiv telespectatorul din dimineața asta? Mie mi se pare important că spectacolul pune o oglindă. Adică mie mi se pare important să vorbim despre niște lucruri care afectează, care ne afectează. Mi se pare că toți suntem responsabili de ceea ce se întâmplă acum și mi se pare important ca spectacolul să pună o oglindă. Adică, din potrivă, cred că ar trebui să judecăm mai mult. Prințesul, Ana Covalciuc, zi. Inclusiv etichetele pe care le pun oamenii, apropo de ce spunea Anto, că de multe ori tindem să evităm tipologiile pe care nu le înțelegem sau cu care nu avem ceva de-a face, dar de fapt cred că fiecare are un univers mult mai complex și că dacă vrem să schimbăm ceva în jur, trebuie întâi să înțelegem și, în practică, asta e... De asta invităm lumea la Hell. Veniți la Hell, prieteni, pe 23 martie, Teatru Godot, cu Ana Covalciuc, aici de la stânga la dreapta, arăt spre cameră, Antoaneta Cojocaru, Dan Rădulescu și Ela Ionescu, de asemenea Mihai Smarandache, piesă regizată de Cris Simion. Infernul drogurilor, infernul pițipoancelor, infernul copilor de bani, gata, care este astupat cu multă iubire. 23 martie, ora 20, Teatru Godot. Invitațiile s-au câștigat, prieteni, pentru că tot vorbim de oameni frumoși pe care i-am avut aici în studio, care țin societatea asta să chinuie să facă ceva. Urmează și frumoasa Ramona Solomon, care ne aduce vești, totuși nu tocmai bune, despre vreme, dar și vremea va deveni frumoasă cu asemenea oameni pe lângă noi. Pauză!